Bună seara, vă spune Mădălin Negoiță, unul mai muncitoresc, iar Dan Petrescu trebuie să-și câștige muncitorește punctele din următoarele două etape. Întâlnire în această seară cu Farul, execută de AC, centrare la colțul lung, minge reținută de Aioani, prima șansă pentru CFR. Revedem, cred că și singurul șut pe poartă al CFR-ului de până acum. Foarte bună și pasa continuarea cu șut, apoi a lui Rada Slavescu, intervenția lui Letița. Scos din joc destul de ușor de AC, șut apoi cu dreptul. Se încheie la egalitate, dar să vedem mai întâi această fază, cred că e offside. Fanionul a rămas jos, moldoveanul șutează, Letița reține în doi timpi. Una chiar din postură de 1-1 cu portarul și nu este. Nu este offside, Grahovaț îl scoate din offside pe moldoveanul. Fundașilor CFR-ului este izolat, trece frumos, ce dribling face Pitu, situație bună pentru Farul și gol! Nu! Incredibil! Excelent în primul rând, Pitu îl ridiculizează pe Iuri, livrează asistul perfect și... foarte greu de spus! Centrarea lui Grahovaț e de fapt un șut pe poartă, ai Ioani, respinge... Chiar aici, la Cluj, am văzut ieri un gol dintr-o poziție chiar și mai grea decât aceasta. De echipă superbă, de Beliu pentru Deac, scoate Aioani! Revedem ocazia lui Deac. Își face până la urmă culoare de centrare, Bilel Obranigo! Birligea! Ce mutare! Ce mutare face Dan Petrescu! Ca un adevărat jucător de poker care înaintează o carte pe care nu o cunoaște niciun adversar. Birligea înscrie pentru 1-0 din centrarea lui Bilel Omrani, introdus și el la pauză. Fază clasică CFR, pătrundere la marginea careului, centrare și Birligea fără marcaj. Puteți spune orice despre Dan Petrescu, dar nu că nu e antrenor. Dar ca să fie antrenor mare, îți trebuie și flair, îți trebuie astfel de momente.